Salut! Pentru sincronizarea termostatului Homeplex HT2310WR cu receptorul acestuia urmează pașii următori. Asigură-te că termostatul are bateriile incluse și receptorul este conectat la rețeaua electrică. Poți folosi placa de montaj împreună cu cablurile incluse în pachet sau ștecherul dacă vei folosi receptorul doar ca un gateway pentru internet. Primul pas este să te asiguri că receptorul este oprit. Dacă LED-ul de stare roșu este stins, receptorul este oprit. Dacă este aprins solid, receptorul este pornit. Comutarea on-off se face foarte simplu, cu o simplă atingere scurtă a butonului. Cu receptorul oprit, apasă butonul timp de 3 secunde până când LED-ul din mijloc va lumina portocaliu solid. Lasă momentan receptorul și continuă cu termostatul. Oprește termostatul. Apasă butonul timp de 3 secunde până când ecranul va afișa off. Imediat apasă butonul să ceată jos pentru alte 3 secunde. Pe ecranul termostatului se va afișa textul RF, semn că termostatul este gata de sincronizare. Apasă să ceată jos pentru demararea procesului. Imediat pe ecran va fi afișat 01, semn că termostatul și receptorul sunt asociate cu succes. Vizitează pagina termostatului din site-ul Homeplex pentru mai multe informații actualizate, ghiduri, întrebări frecvente și multe altele. Link în descriere.